Astăzi, creștinii ortodoxi și catolici sărbătoresc schimbarea la față, o sărbătoare religioasă ce se referă la momentul în care apostolii Mântuitorului aflați pe muntele Tabor s-au convins că acesta nu este doar un proroc al lui Dumnezeu, ci însuși Fiul lui Dumnezeu. Pentru această zi, biserica a rânduit, cu toate că ne aflăm în postul adormirii Maicii Domnului, dezlegare la pește. Tot data de 6 august este considerată zi de hotar pentru vară, fiindu-i asociate mai multe credințe și obiceiuri. Schimbarea la față mai este numită în popor și obrăjenia, denumire ce vine din slavonă și înseamnă transformare, schimbare. Din punct de vedere religios, schimbarea la față reprezintă data la care Iisus, împreună cu trei dintre ucenicii cei mai apropiați, Petru, Iacob și Ioan, au urcat pe muntele Tabor ca să se roage. Pe când se ruga el, apostolii moleșiți de somn au tresărit deodată la o priveliște nemaivăzută. Chipul Mântuitorului s-a făcut altul. Fața lui strălucea ca soarele, iar hainele lui se făcuseră albe ca zăpada. Lucru și mai neobișnuit. În această lumină, doi bărbați stăteau de vorbă cu Iisus despre patima și moartea sa în Ierusalim. Erau marii proroci ai Vechiului Testament, Moise și Ilie. Iisus le-a poruncit celor trei ucenici să nu dezvăluie nimănui nimic din cele văzute și auzite până după învierea sa din morți. Ca și alte sărbători și schimbarea la față a fost lăsată pentru transformarea modului nostru de existență. Din păcate, modul de viață agitat în care trăim ne face să pierdem uneori aspectele esențiale. Ținem sărbătorile, dar nu le cunoaștem rostul și semnificația. Ne puteți spune ce sărbătoare este astăzi? Astăzi e sărbătoarea... Schimbarea la față, oare? E schimbarea la față. Cumva ce semnificație are? Păi se dă oltele și grâu, cucuruzul înapoi, e toate legumele. Acum să coc toate. Dar nu știți de ce anume o sărbătorim noi? Păi noi sărbătorim că sărbătoarea românilor. Schimbarea la față. De ce sărbătorim schimbarea la față? Care este motivul? Nu vă pot da relații. Am văzut în calendar ortodox creștin în 2013 și știu că este slujba până în jurul 12, nu știu. Asta este motivul pentru care aș fi venit la catedrală? Nu. Pentru îngeri. Îngerii. Prin rugăciunea mea, deci eu cred că prin rugăciunea preoților cupoară îngeri mulți și ajută oamenii atât. Ne puteți spune ce sărbătoare este astăzi? Nu suntem de aici. Trebuie însă să recunoaștem că această sărbătoare este prăznuită și de către alba iulieni care își amintesc de minunea petrecută pe muntele Tabor, unde Hristos și-a descoperit dumnezeirea sa prin natura umană pe care și-a asumat-o. Ne puteți spune ce sărbătoare este astăzi? Schimbare la față al Domnului Iisus Hristos. De ce ținem această sărbătoare? Iisus Hristos s-a adunat pe munte cu câțiva învățăcei și acolo li s-a arătat complet alb și o lumină strălucitoare. Ce trebuie să facem în această zi și să nu facem? Păi trebuie să, cel puțin, să ne schimbăm în bine, în conștiință și în toate crezurile noastre. De schimbarea la față sunt legate și o serie de credințe și obiceiuri populare. Se crede că întreaga natură capătă amprenta toamnei. Agricultorii spun că, după 6 august, este posibilă oricând căderea brumei.